Salut! Eu sunt Minicori și bine v-ați trecut prin fața camerei! Astăzi m-am gândit să vă arăt câteva mici trucuri cu doar câteva agrafe. Cum ne putem aranja părul cu câteva agrafe? Să începem! Luăm o agrafă și ne vom prinde partea din fața părului. Puteți face asta chiar dacă aveți părul scurt sau mediu. De data aceasta vom avea nevoie de 3 agrafe. Vom da părul după ureche și vom prinde agrafele. Puteți folosi orice fel de agrafe, orice culoare, orice mărime. Acum vom avea nevoie tot de 3 agrafe, mă voi întoarce cu spatele și le vom prinde în formă de triunghi. That's on the regular, she said I think about you, I never meant to hurt. Boy is coming back for the lockdown. Now I'm counting racks, bet they wanna talk now. I was on the east side, now they want the Addy, they know where I reside, reside. Yeah, whoa, throw it on the floor, let it go. I've been in it, I bet they already know. Iar acum, cum avem nevoie de un pieptene? Luăm partea din față, încercăm să o tapăm puțin. Știu, arată un pic dubios. Dar o să ne aranjăm. Trecem foarte superficial cu pieptenele peste. O să luăm câteva agrafe. Let's get it started. Turn up that sound and catch good vibes. Feel the sway of the breeze. Let it take you to ecstasy. Up, up and away. Let it take you away and catch good vibes. Acum ne vom face cărarea pe mijloc. La mine se vede un pic ciudat pentru că atunci când l-am uscat am avut cărarea într-o parte. Dar nu vă faceți griji. Eu vom da părul după urechi și vom avea nevoie de 6 agrafe. Catch good vibes. Vibes. Whatever it is that makes you smile as warm as June when it's mid-December. Just take it all in, loving the hue that you exude. Cam asta a fost, sper că ți-a plăcut. Nu uita să dai like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!